Sunt așa de bucuroasă că ne-ai dus vacă. Cu ajutorul Dumnezeu, cred că în 10 minute maxim trebuie să ajung de poligonul nostru care are mașină o vacă gestantă. Acum mai aducem vițela asta îndată. E a fata? E a fata. Așa auzi, vrei gestantă. Eu aș vrea mămăligă cu lapte. Asta îi vrea. Și castrani curate. Castrani curate. Și linguri curate. Dar n-aveți linguri tu? Apă cu zahăr le puneam, apă cu zahăr le puneam în biberon că n-aveam lapte, că... Câte ne-ai darea? 6. Uite, acum că a venit Vărcuța, cum te simți astăzi? Frumos. Te simți frumos. Sunt așa de bucuroasă că ne-ai dus vacă. Mulțumesc! Vreau să dau o veste. Dumneavoastră ne-a sunat pentru o căpriță. Da. Și cu ajutorul Dumnezeu, cred că în 10 minute maxim trebuie să ajungă colegul nostru care are mașină o vacă gestantă. N-am cuvinte să vă mulțumim. Domnul să mă răsplătească cu viață veșnică. Când nu sunt acasă eu, am bază în Denisa, face treabă, de mâncare la căpri, la porci, la păsări, tet, face mâncare în casă, tot absolut, n-avem probleme. E o binecuvântare pentru noi, Denisa, da. O mare binecuvântare la Dumnezeu înseamnă Vărcuța asta pentru noi. Deci noi am vrut o Vărcuță, ne-a rugat Domnului și Domnul ne-a dat. Deci ce-am vrut, Dumnezeu ne-a dat. Cu ajutorul Domnului am o văcuță de dumneavoastră, un rac cu lapte, care dă undeva 20 de litri cu lapte. Sunt mulți copii micuți și nu-i o vacă. Cum de chemat? Nu am avut, dar acum nu mai fost posibilitate pentru că am ridicat casa de adunare cu ce este doar de alocații, ca altceva. Ați ridicat casa de biserică din alocații? Da. Nu e posibilitate, nu e niciun venit de nicăieri, nu avem. Ca să lucrăm undeva. Când a murit Vărcuța aialaltă? Acum 2 ani. Da. Avem cuvinte în lucrurile astea cât de minunate. Ce mare binecuvântare este pentru copiii mei. La Roxana și ea acum este la spital, trebuie să intre în operație, va fi internată mai multe zile. Ne rugăm pentru ea ca să fie bine, să vină acasă. Am sunat-o din iauri și i-am arătat și ei surpriza pe care am făcut-o, s-a bucurat mult, ne bucurăm și noi aici și pentru toate astea vreau să îi mulțumim lui Dumnezeu. Acum mai aducem vițela asta îndată. E a fata? E a fata. Așa auzi, vrei gestantă. Deci eu pentru ele lupt aici, pentru asta bolnavă. Sunt suferiele în urmă cu ea. Și vedeți și Roxana. Ajutorul dumneavoastră am reușit să ducem 4 vaci la 4 familii care vor beneficia de o sursă de rană în fiecare zi.